La Cooking in Stiletos pregătim frittata cu broccoli. Frittata este, așa cum o văd eu, un fel de omletă pe care nu o punem însă în tigaie, ci la cuptor. Este în general mai bogată decât omleta pentru că automat punând-o în cuptor capătă o consistență mai densă. Putem să punem în ea o mulțime de lucruri, ciuperci, cartofi. Eu am vrut să fac o variantă light pentru că de obicei așa o mănânc eu acasă. Cu broccoli și cu ceva măsline se face foarte simplu, iar folosind Titanium Chef, chiar și partea, să zicem, puțin mai laborioasă de amestecarea ouălor cu smântâna lichidă se devine foarte simplă. Pentru 3 ouă iese o porție cam cât să acopere toată această tigaie, deci este suficient, zic eu, chiar pentru două persoane. Adăugăm smântâna lichidă pe deasupra. Montăm acest dispozitiv de mixare, care seamănă cu un tel. Nu știu cum se numește el tehnic, dacă eu așa îi spun telul. Pentru care aceeași consistență cu un tel. În mod normal ar trebui, pentru a le face să fie cu adevărat ca o spumă și să arate foarte aerate, ar trebui să folosim un tel manual și să fim destul de violenți cu mișcarea în farfurie. Dar așa, aparatul face treaba în locul nostru. Și îi dăm drumul, nu la o viteză foarte mare, pentru că el se va descurca rapid. Și în timp ce așteptăm să se întâmple lucrurile, vom lucra cu celelalte ingrediente care ne-au rămas. Vom pune uleiul în tigaie, împreună cu broccoli, care este tăiat în bucățele foarte mici, cu măslinele, pe care le vom împrăștia generos pe toată suprafața. Doar le perpelim puțin, nu se întâmplă niciun proces de prăjire. Acesta este recipientul pe care îl vom introduce la cuptor. Cred că avem deja ce ne trebuie, avem o spumă. Gata, aparatul s-a oprit. Avem o spumă pe care pur și simplu o luăm. Vom ridica de ușor. O să desprind acest element și o să-l pun aici ca să nu picure. Apoi, luăm pur și simplu cuva aparatului cu tot conținutul din ea și o amestecăm cu ceea ce avem în tigaie. O vom lua ca atare și o vom pune în cuptor pentru 10-15 minute. Frittata cu broccoli și măsline este gata, arată extraordinar de bine.